pecado seja destruit. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Então, irmãos, de acordo com Romanos 6, verso 6. Deci, fraților, după Romani 6, cu 6. Quando morremos para o pecado? Când morim față de păcat? Quando? Vou repetir o verso, a primeira parte. 4, não? Verso 6. 6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Repito a pergunta. Quando morremos com Cristo? Mai pune o altă întrebare. Când am murit cu Hristos? Quando ele morreu? Când a murit el. Porque ele morreu como nosso representante. Pentru că el a murit ca reprezentant al nostru. Agora, quando que essa morte se torna realidade em nossa vida cristã? Acum, întrebarea este când această moarte a lui Hristos devine o realitate în viața noastră? Quando o aceitamos. Când o primim. Talvez, irmãos, nós estamos, em muitos casos, estamos tentando morrer. Probabil, de multe ori, fraților, tot încercăm noi să murim. Vocês já tentaram morrer algumas vezes? Ați încercat să muriți vreodată? Às vezes pensamos assim, eu tenho tantos defeitos de caráter. Câteodată ne gândim așa, am atâtea defecte de caracter. Eu preciso morrer. Că e musai să mor. Mas não sabemos como. Dar cum să faci să mori? Então fazemos esforços. Atunci ne străduim. Nos sacrificamos. Ne sacrificăm. Tentando matar o velho homem. Încercând să omorâm omul cel vechi. Irmãos, mas essa morte ocorre pela fé. Fraților, moartea de care vorba aici se întâmplă prin credință. A vida cristã é uma batalha da fé. Viața creștină e o bătălie a credinței, o luptă a credinței. Como que eu posso morrer para o pecado? Cum pot eu să mor față de păcat? Pela fé em Cristo. Prin credința în Cristo. Irmãos, Satanás é o mestre da imortalidade da alma. Fraților, diavolul e un maestru al nemuririi sufletului. Quando Deus falou a Adão e Eva, no dia que vocês desobedecerem, vocês morrem. Când Dumnezeu i-a zis la Adam și Eva, în ziua în care nu mai ascultați, o să muriți negreșit. Satanás falou assim, não, vocês não vão morrer. Satana a vorbit și el și a zis, stai liniștit, nu muriți. Agora Satanás vem cu o altă mentire. Acum Satan vine cu o altă minciună. Quando a Biblia diz assim, ao aceitarmos a Cristo, nós morremos para o pecado. Biblia spune simplu, când îl acceptăm pe Hristos, murim față de păcat. Satanás diz, não, você não morre. Nu vine Satana și spune, nu muriți. Em quem vamos crer? Acum noi pe cine credem? Então, a vida cristã é uma vida de fé em Cristo. Viața creștină, deci, este o viață a credinței în Hristos. Mas essa experiência de morrer para o pecado e viver para Cristo é uma experiência diária. Această experiență însă de a muri față de păcat și de a învia pentru Hristos în viața ascultare este o experiență zilnică. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, até a Corinteni, capítulo 15, versículo 31, cu 31, ele diz assim, cada dia morro. Da. În fiecare zi mor. Cada versiunea noastră zice, sunt în primejdie de moarte în fiecare zi. Cada dia estou no perigo de morte. Se morro. Cada dia morro. Não sei como fica, no perigo ou na realidade da morte? É, morte espiritual. É morte ou pecado. Acho que
Temos algum problema de tradução da Bíblia, né? Așa, e o diferență aici de cuvinte. Mas nós podemos usar outros textos. Deci, se pode existir interessante, né? Zice versetul 31, eu mor în fiecare zi. Eu moro diariamente. Morro cada dia. Agora, o apóstolo Paulo em Colossenses 3, Colossenses 3, zice Paulo, ele continua o mesmo raciocínio. Continua com același gând. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, procurem as coisas que são de cima. Umblați după lucrurile de sus. Por que procurar as coisas de cima? De ce să umblăm după lucrurile de sus? Porque Cristo está lá. Pentru că Hristos e Iisus. Se nós pertencemos a Cristo, dacă aparținem lui Hristos, a nossa mente está onde Cristo está. Mintea noastră este acolo unde este Hristos. No versículo 3 diz assim, vocês já morreram. 3. Căci voi ați murit. Já morreram. Deja ați murit. Quando morremos? Când am murit. Quando aceitamos a Cristo. Când am primit pe Hristos. A sua morte se torna a nossa morte. Moartea lui devine moartea mea. A sua vida se torna a nossa vida. Viața lui devine viața noastră. A sua posição no céu se torna a nossa posição no céu. Poziția lui în cer devine poziția noastră în cer. E o versículo 3 diz assim, porque vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Zice versetul 3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E o verso 4 diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 4, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Irmãos, se nós temos uma vida de comunhão com Cristo, dacă noi avem o viață de comuniune cu Domnul Hristos, uma vida de amizade com Cristo, o viață de prietenie cu Hristos, uma vida de comunhão com Cristo, de comuniune cu El, quando Ele voltar, când El se va întoarce, não teremos medo dele, nu ne va fi frică de El, porque Ele é nosso amigo, pentru că e prietenul nostru, Ele é nosso representante, e reprezentantul nostru. Ele está no santuário intercedendo por nós. E está acolo no santuário mijlocind în favoarea noastră. Agora ele diz como será a nossa vida se estamos em comunhão com Ele. Acum, cum e viața noastră dacă intrăm în această comuniune cu El? Versículo 5. 5. Colossenses 3, 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pământești. Imoralidade sexual, curvia, impureza, necurăția, paixão, patima, desejos maus, poftarea, e a ganância, que é a idolatria. Și lăcomia, care este închinarea la idol. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultări. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala de pecados sociais, pecados chocantes. În 5, apóstolo Paulo vorbește de păcate sociale, păcate răsunătoare. Mas a partir do verso 8, ele se aprofunda. Însă din versetul 8 încolo, intră mai profund. Mas agora abandonem todas essas coisas. Lăsați-vă acum de toate aceste lucruri. Ira, mania, indignação, rășmășie, maldade, răutate, maledicência, bârfă, linguagem indecente no falar, vorbire rușinoasă. Não mintam uns aos outros. Care să nu vă mințiți unii pe alții. Visto que vocês já se despiram do homem velho. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. E se revestiram do novo, o qual está renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Cum ocorre essa vitória? Cum are loc această biruință, această victorie? Voltamos a Oseias 6, verso 3. Întoarcem în Osea, capitolul 6, versetul 3.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Como podemos conhecer o Senhor? Cum putem să cunoaștem pe Domnul? Estudando a sua vida na sua palavra. Studiind viața sa în cuvântul lui. Comunhão com ele. Comuniune cu el. Falando dele para outros. Vorbind despre el altora. Como já lemos em 2 Coríntios 3:18, a 2 Coríntios 3:18, que já citei, ao contemplarmos o caráter de Cristo, contemplând caracterul lui Hristos, somos transformados de glória em glória. Suntem schimbați din slavă în slavă. E desejo concluir com Hebreus 12. Vreau să încheiem cu Evrei, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Să ne liberăm de orice piedică. E do pecado que nos envolve. Și de păcatul care ne înfășoară. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Să alergăm cu speruință în alergarea ce ne stă înainte. Tendo os olhos fixos em Jesus. Și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Autor e consumador da nossa fé. Adică la Iisus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Care pentru bucuria care era pusă înainte. Suportou a cruz. A suferit crucea. Desprezando a vergonha. A desprețuit rușinea. E agora assentou-se à direita do trono de Deus. Și șa de acum la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. E o versículo 3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Zice, uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Para que você não se canse nem desanime. Ca să nu vă pierdeți inima și să nu cădeți de obosire. Quando estamos desanimados, quando estamos descurajados, como podemos reanimar? Como podemos ser encorajados? Olhando a Jesus. Privindo na E aqui diz não apenas dar uma olhada. Não diz aí já não achar só um camo privir. Ele diz devemos fixar os olhos em Jesus. Diz é se privindo tinta, se ne fixamos o que o nosso trabalho é morrer Cristo. Irmãos, um dos versos prediletos, um dos meus versos favoritos. Unul din versetele favorite ale mele, zice fratele. În Filipenses 1:6, Filipeni 1:6. Aqui tem uma promessa maravilhosa para todos nós. Avem o făgăduință minunată pentru noi toți. O apóstolo Paulo declarou: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Suntem credințați, zice apostolul Pavel, că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Care e nostra parte? Care e partea noastră în toată treaba asta? Fixar os olhos em Jesus. Să ațintim ochiul asupra lui Hristos. E o Spirit Santo nos transformă. Și Dumnezeu ne va transforma din slavă în slavă. Até que reflitamos a imagem de Cristo. Până când vom ajunge să reflectăm chipul Domnului Iisus. E ele virá para nos levar ao lar. Și atunci el va veni să ne ducă acasă. Que essa seja a nossa experiência. Asta să fie experiența noastră. Amém. Amém.